Pentru a treia oară, Becul de Aur ajunge la Parlament. De această dată, trofeul Agora este destinat președintei Comisiei Juridice, Olesea Stamate, după amendamentul introdus la legea cu privire la avocatură. Să vedem dacă va lua trofeul sau nu. Știți, Becul, probabil dacă este să fie dat de cetățeni. Eu am urmărit atent comentariile în rețelele de socializare și la știrile care au apărut la acest subiect și majoritatea cetățenilor susțin cu toată încrederea și toată tăria faptul că nimeni în această țară nu trebuie să fie protejat atunci când este vorba de infracțiuni de corupție. Scopul legii a fost garantarea sau asigurarea integrității în profesia de avocat. Și atunci cum asigurăm noi integritatea? 1. Reintroducerea examenului, accederea în profesie. 2. Clarificarea anumitor criterii și adăugarea unor criterii adiționale pentru ca breasla avocaților să poată exclude anumiți candidați cu reputație reproșabilă din concursul pentru a obține licența de avocat. Și da, 3. Avocații trebuie să fie, în cazul în care există bănuiala rezonabilă ca să vârșită o infracțiune, organul de urmărire penală trebuie să poată dispune acțiunii de urmărire penală necesar în privința acestui avocat.